Județul Mehedin se află sub asediul liberal, iar cetățenii sunt disperați de măsurile aberante luate de guvernul Orban. Fie că vorbim de blocarea industriei Horeca sau de restrângerea activităților din piețe și târguri, mehedințenii sunt disperați. Blocarea efectivă a industriei Horeca a afectat foarte mult județul Mehedin. Oamenii nu își mai pot desfășura activitatea, patronii sunt nevoiți să concedieze din personal, iar angajații nu mai au ce pune pe masă. Socialdemocrații din Mehedin își doresc să stopeze măsurile aberante luate de guvernul Orban dacă vor câștiga alegerile din 6 decembrie. O zi foarte frumoasă astăzi în clisura Dunării, un soare generos. Din păcate, puțini turiști, iar acești turiști puțini au găsit clisura tristă, pensiunile sunt închise, oamenii nu au unde să servească masa și sigur că pleacă oarecum nemulțumiți din această zonă unde poate ar fi dorit să locuiască, să stea 2 sau 3 zile. În rest, oamenii sunt destul de îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu afacerile lor. Horeca este la pământ, după cum bine știm, în toată țara și suntem și noi afectați aici. Sper să revină cât de curând posibil și măsurile aberante ale acestui guvernant să fie doar o tristă amintire. O altă măsură aberantă luată de actualul partid de guvernământ a fost aceea de a limita drastic activitatea din târguri și piețe. Producătorii locali sunt disperați de faptul că nu mai au cui să-și vândă marfa, târgurile și piețele fustii. Incompetența guvernului liberal este aspru criticată și de președintele PSD Mehedin, Țaladin Georgescu. Târgul de la Vânjumahia, dacă îi se mai poate spune târg, pentru că ceea ce văd aici este dezolant, este de fapt un târg închis de guvernul PNL, guvern căruia nu i-a păsat de producătorii agricoli, de fapt de toți comercianții. Vin în acest târg de peste 30 de ani și niciodată nu am întâlnit această stare pe care o găsesc acum. Este de fapt o stare care trenează de câteva săptămâni din cauza guvernului PNL, care a închis aceste târguri. Puținii comercianți care vin prin târg, puținii oameni care vin să-și mai cumpere produsele necesare traiului și-au arătat nemulțumirea față de această decizie total neinspirată, ca să nu-i zic abuzivă. Am încredere că după 6 decembrie lucrurile se vor schimba, că Partidul Social Democrat, prin votul românilor, va reveni la guvernare și va lua cele mai bune măsuri în interesul românilor. Din păcate, se pare că liderii Partidului Național Liberal nu conștientizează rezultatele măsurilor pe care ei înșiși le adoptă. Întreaga economie este la pământ, iar lucrurile merg din ce în ce mai rău în țara noastră. Din cauza PNL-ul, din cauza cui? Din cauza cui? Sunt cu varză, am varză de tăiat acasă și datorită lor că au închis târgul, datorită lor, nu am unde să o vând, pur și simplu am datorită lui Iohannis, cine o fi? Nimic n-au făcut, nimic! Nimic, că mă enervez și vorbesc cu rând, doamnă, nu-mi place, datorită lor, lumea luminată aici nu e nimic la târg, a închis ăștia PNL-ul, a închis tot, după 6 ne dau afară din casă ăștia ne dau afară din casă, să iese lumea pe acasă, să iese lumea, să ia de cât să ia? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa, târg de venea lumea luminată la târg, nu mai nimeni, nici bună ziua nu-ți mai dă lumea aici, nu mai nimeni. Acolo, pentru noi mai avem și câte un pic pe acasă, de la ce să facem cu ele? Nu să ne câștigăm și noi traiul de pe fiecare zi. Asta e că nu vine omul de drag în târg. Omul vine ca să-și vândă și el ce are mai plus pe acasă să facă și el câte un ban, pentru că salariile sunt foarte mici, pensiile la fel, vede capul nostru, avem pensii foarte... foarte mic. Ce să fac eu cu 800 de lei care îi am? Nu mai vine lumea, nu mai lasă ăștia să mai vie în târg. Lumea moare de foame, n-are ce să mai cumpere. Și n-are bani. E viață grea, domne. Asta e. Vedeți, noi, boala asta, virusul ăsta, nu mai le frică la lume să mai ies afară din casă. Lumea dezamăgită. N-are ce să facă, domne, lumea. Asta e. Toți vede târgul slab, nu mai e nimic pe aici.